Astăzi am găsit o soluție politică împreună cu președintele Traian Băsescu pentru a nu prelungi o situație de instabilitate guvernamentală sau constituțională. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Președintele, în baza hotărârii Parlamentului emis ieri seară și a votului dat de Parlament, va emite decretele și va primi jurământul noilor miniștri. Imediat după, practic, învestirea noilor miniștri, noul guvern va, în baza articolului 114 din Constituție, va transmite, va adopta și va transmite către Parlament un program politic care să, practic, să actualizeze programul de guvernare, în sensul în care anumiți termeni să nu mai apară sau să fie înlocuiți în funcție de noua compoziție politică aprobată de către Parlament. În acest fel și, practic, obiectul contestării la Curtea Constituțională dispare și guvernul de mâine, când avem ședința de guvern normală, poate să-și desfășoare activitatea în stabilitate, urmând ca, în termenii prevăzuți de regulamentul celor două camere, în mod sigur săptămâna viitoare, să prezint Parlamentului aceste updatări ale programului de guvernare, conform procedurilor prevăzute de Constituție. Dacă cineva din opoziție dorește să depună moțiune de cenzură, sigur o va depune și Parlamentul se va pronunța. Dacă nu, acestea vor intra în vigoare. În acest fel, repet, câștigăm câteva zile de stabilitate guvernamentală și cred că este un acord politic care, practic, soluționează această etapă a conflictelor constituționale între președinte, parlament și guvern. Altceva în plus, mâine la ședința de guvern. Vă mulțumesc!